Aș dori să ne ridicăm în picioare, să citim câteva versete. Evanghelia după Matei, capitolul 7, începem citirea de la versetul 24, pagina în Biblie 930. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Am cerut de la Domnul o călăuzire pentru câteva cuvinte care vreau să le rostesc pentru dumneavoastră în ziua de astăzi. Și după cum s-au cântat cântările, și după cum au fost prorociile, și după cum a decurs slujba, mi-am schimbat de mai multe ori predica. Am spus, la Portland, asta ar trebui vorbit. Am mai stat puțin, zic, asta ar trebui vorbit. În urmă, am cerut un semn de la Domnul și m-am oprit asupra acestui cuvânt. Un cuvânt foarte bine cunoscut, ați auzit multe predici de aici. Eu aș vrea să vorbesc doar câteva cuvinte despre acea casă întreagă. Odată casa poate reprezenta familia și aș dori ca familiile de aici, din Portland, să rămână întregi. Amen. Fără certuri, fără divorțuri, amen, fără recăsătorii, da, fără copii împărțiți, fără altare dărâmate, fără ambiții. Și să rămână casele noastre întregi, Dumnezeu să ne ajute. Amen, amen. Odată casa poate reprezenta biserica, căci voi sunteți casa lui Dumnezeu dacă păstrați până la urmă încrederea neclintită și nădejdea cu care ne lăudăm. Casa aceasta e încercată de diavolul. Fie că vorbesc de familie, fie că vorbesc de biserică, văd aici o biserică foarte mare. Eu, ca să vă spun în modul cel mai sincer, nu mi-am dorit niciodată să vin în America. Toate invitațiile am refuzat și am venit unor obligații de familie, am fost la o căsătorie și dacă dă Domnul, marți dimineața plecăm acasă și mă bucur tare de asta. Am venit la Portland numai dorința de a vă cunoaște, de a vă vedea, de a vă spune că suntem cu voi părtași și la necaz și la împărăție. Am venit fără pretenții de slujire, dar aș dori să vă asigur că eu mă vor ruga pentru voi și rugați-vă și voi pentru noi. Amin? Amen, amen. Cât despre fratele Vali, mă voi revanșa. Când va veni în România, îi voi da două predici. Și el însă îmi spunea că a mai fost pe aici, eu l-am rugat să predice. Dragii mei, spuneam că diavolul se uită la biserica aceasta. Se uită la biserica lui Dumnezeu și are intenție să o dărâme. Are intenția lui, dorința lui să prăbușească biserica aceasta. Și el lucrează prin factori externi, ploaie, vânt și voaie, sau lucrează din interior. În Luca, în capitolul 17, verset 11 cu 17, spune așa: și orice casă dezbinată împotriva ei înșiși se prăbușește. Deci rețineți dumneavoastră, diavolul vrea, când vrea să prăbușească biserica aceasta, poate veni din afară. Dar de multe ori el are mai mare succes când vine dinăuntru. Și asta se cheamă dezbinare. Zaharia, în capitolul 1, versetul 18, avea o vedenie, a văzut patru coarne și coarnele astea risipeau pe Israel și îl împrăștiau. Și a întrebat Zaharia pe îngerul care venea cu el: ce reprezintă coarnele acestea? Și eu am fost curios să văd ce reprezintă. Și am înțeles că un corn este al neamurilor, nu mai citesc dumneavoastră, știți cuvântul, care înseamnă prigoană. Dar risipirea lui Israel a venit din interior. Și poporul s-a risipit. În Ezechiel, capitolul 34, versetul 4 și 5, vorbește de o pastorație greșită. Când pastorația este greșită, când se face un mare zid între laici și cleri, când se face numai un program și o slujbă la care unii vin și consumă doar har, când nu este legătură în tot poporul, că spunea
Pavel în Corinteni 16:26. Ce este de făcut când ne adunăm la oaltă? 14:26. Unul o cântare, unul o poezie, unul un cuvânt, toate să se facă spre zidirea sufletească. Aș dori ca la slujbele noastre toată adunarea să participe. Amen. Și Domnul să ne ajute. Amen. Primul corn era din interior pastorație greșită. Pentru că n-ați îngrijit de cele bolnave, n-ați adus înapoi pe cele rătăcite, ci le-ați stăpânit cu asuprire și turma, spunea versetul 5, s-a risipit. Eu aș dori ca voi să nu vă risipiți. Când vorbesc de pastorație greșită, există două posibilități. Păstorii să bată turma sau turma să bată păstorii. Zaharia, capitolul 13, versetul 7. Scoală-te, sabie, lovește pe păstor și turma se va risipi. Aș dori ca cornul ăsta să nu fie aici în adunare, fraților. Cornul ăsta să nu fie în adunare, ci să fie o strânsă legătură între cei care cârmuiesc și poporul Domnului. Dar al doilea corn, tot în capitolul 34, vorbește acolo de oile grase și oile slabe. Că ați împuns cu capul, ați împins cu coasta și oile slabe s-au risipit, au fost alungate. Asta am numit eu certuri de partid în adunare. Și dacă există certuri de partid în adunare, aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să punem odată capăt, amin? Amen. Dacă există astfel de probleme, pentru că Israelul s-a risipit în luptele interne. Aduceți-vă aminte de Iefta când au venit de la război, cu sacrificiu, cu fica lui care a jurat-o ca jertfă, știți întâmplarea? Au venit cei din muntele lui Efraim și au spus, noi vrem să-ți arde casa. Dar de ce să dărim casa lui Iefta? Păi de ce nu ne lua și pe noi la luptă? Știți dumneavoastră ce se întâmplă și Iefta le spune, dacă v-am cerut ajutor, n-ați vrut să veniți. Sunt de multe ori în adunări unele propuneri. Și dacă propunerea vine de la mine, trebuie acceptată și o susțin și îmi doresc să se facă. Dacă aceeași propunere bună vine de la un altul, eu sunt foarte rezervat, stau foarte liniștit, mai și comentez că nu-i chiar bine. Când Iefta a chemat pe tot poporul la luptă, ei n-au vrut să vină. Când au ajuns la biruință, din invidie au venit și cereau judecata lui Iefta. Să nu fie astfel de gânduri în adunarea asta, Doamne păzește-ne! Tot ce este bun și duce la zidirea bisericii, să facem împreună. Amin? Amen. O altă luptă între evrei a fost când oamenii au solidaritate cu păcatul. Aduceți-vă aminte că niște răi, niște derbetei din seminția lui Beniamin au săvârșit un păcat care nu mai fost săvârșit în Israel. Și s-au adunat toți bătrânii lui Israel, căpeteniile, s-au dus în seminția lui Beniamin și au spus, dați pe răi aceia, dați pe străcați aceia să-i nimicim și cu voi n-avem treabă. Dar seminția lui Beniamin s-a făcut una cu păcatul, erau copiii lor, erau nepoții lor, erau cumnații lor, erau cei din familia lor și au spus nu. Și au trebuit să intervină Israelul prin luptă, au murit atâția oameni, o seminție a fost aproape nimicită cu totul. Astea se cheamă lupte interioare. Când o casă e dezbinată împotriva ei înșiși, va sfârși prin a se prăbuși. Doamne ajută-ne noi să n-avem lupte interioare. Singura noastră luptă să fie împotriva păcatului și împotriva diavolului. Ajută-ne, Domnul! În Daniel, capitolul 8, vorbește de un alt corn care s-a ridicat și a aruncat jertfa necurmată la pământ, a aruncat adevărul la pământ. Este o a treia posibilitate de risipire, de împrăștiere, de dezbinare. Când nu mai este promovat adevărul lui Dumnezeu, ci este promovată fățărnicia, când e promovată minciuna, atunci la un moment dat, să știți, biserica va pricepe. Oamenii sinceri se vor sătura de asta și își vor căuta un loc de odihnă. Cornul s-a ridicat și au aruncat adevărul la pământ. Aș dori ca în biserica asta să rămână de aici, de la Amvon, vestit numai adevărul lui Dumnezeu. Amin? Nu mai vorbesc de lupta interioară. Eu mă uit la voi. M-a rugat Domnul, Doamne, dă-mi înțelepciune când văd că adunarea nu mai ascultă, să plec. Și sunt atent la dumneavoastră, cât mai puteți încă primi. Vine cuvântul Domnului și vorbește de doi oameni aproape identici, aproape asemănători, fiecare și-o zidit o casă. Au folosit poate aceleași materiale, același proiect, amândoi au terminat casa, amândoi au locuit în ea. Oamenii ăștia care erau la fel, care erau identici, până într-o zi, a venit o zi în care s-au diferit foarte mult unul de altul. Eu îmi imaginez doi gospodari stând cu familia lor în casă
Și poate a stat o săptămână sau un an sau 10 ani, dar într-o zi a venit ploaie și voaie și vânturi. Unul a rămas în casa lui mai departe, iar la unul a venit astea și i-a luat casa la vale, s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Dacă până acum erau asemănători, de fapt, care era diferența între ei? Unul a zidit casa pe stâncă, iar altul a zidit casa pe nisip. Cine e cel care zidește casa pe nisip? Acela care ascultă și nu împlinește. Mă uit aici întreaga adunare, îmi pare rău că nu pot să văd pe frate Coriș, iertați-mă, și voi ascultați. Până aici sunteți la fel, sunteți identici. Știți ce face deosebirea? În Luca 8 cu 8 spune, cine are urechi de auzit să audă. Dar în Luca 8 cu 18 spune, să luăm seama la felul în care ascultăm. Ei bine, dumneavoastră, văd că sunteți atenți și ascultați. Sunteți la fel, sunteți identici. Care e diferența între noi? Unul împlinește, iar altul nu împlinește. La unul își pune de gând ce am auzit azi predicând să mă duc acasă să fac, iar altuia, spune în Ezechiel capitolul 33 cu versetul 30, fiii poporului tău vorbesc despre tine, la colț, în piață, tu ești pentru ei ca un cântăreț iscusit. Vin la tine cu grămada, aud cuvintele, dar nu le împlinesc. Dragii mei, azi ați auzit prorocii de la Duhul Sfânt. V-a sfătuit Duhul Sfânt la pace, la unitate, la dărâmarea gardurilor care sunt între voi și familiile voastre. Care e dispus azi să împlinească ce a spus Duhul Sfânt? Azi ați auzit de casa întreagă, recitat de copiii aceștia. Care e dispus să treacă la împlinire, să-și rezolve problemele de familie, prin pocăință, prin mărturisire, prin hotărâri noi și să rămână casa noastră întreagă? Azi auziți cuvântul Evangheliei. Câți din cei care ascultați luați hotărâri să împliniți, că altfel suntem niște oameni care puneți temelia pe nisip. Doamne, ajută-ne să împlinim ce ascultăm. Amen. Nu vorbesc de stânca aceasta. În Deuteronom 32 cineva cântă stânca asta. Ce m-a surprins acolo spune că stânca noastră și stânca lor. Trec prin Scripturi mai repede și spun că stânca pe care noi trebuie să zidim în Hristos. 1 Corinteni 10 cu 5 și toți au băut din aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Casa noastră, biserica noastră, temelia ei trebuie pusă în Hristos. Amin? Dar Hristos spune în Ioan că a luat chip. Hristos a revelat nouă prin cuvântul Evangheliei. Deci orice formă de organizare a familiei sau a bisericii trebuie să-și pună temelia pe cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. Vedeți dumneavoastră, în Matei, temelia se pune pe nisip. În Luca, temelia e pusă pe pământ. Sunt diferențele astea. Ce înseamnă nisipul și ce înseamnă pământul? Nisipul în toată Scriptura reprezintă posibilități omenești. Există în Sfânta Scriptură două cetăți. De la începutul Bibliei și până la sfârșitul ei. Două cetăți care rivalizează, care reprezintă două societăți. Vorbesc de Babilon și vorbesc de Ierusalim. Aceste cetăți merg împreună, merg cap la cap până în Apocalipsa 17 și 18, când Babilonul îi dărâmat, îi zidit, adică îi prăbușit și rămâne numai Ierusalimul. Babilon era o cetate extraordinară, o cetate cu o latură de 44 de kilometri, o cetate care avea ziduri de la 80 la 100 de metri, late de 20 de metri, care avea un pod de 30 de metri peste apă, un tunel din templul zeului Marduk la Palatul Imperial, o cetate care avea provizii de grâne și apă pentru 20 de ani. Cine putea să se cațere pe ziduri de 100 de metri și să le cucerească? Babilonul era zidit prin posibilități materiale. Daniel capitolul 4 versetul 30. Nu-i Babilonul care l-am zidit eu cu puterea bogățiilor mele, dar Babilonul într-o zi a fost dărâmat. Babilonul a căzut, s-a prăbușit la pământ, iar din Apocalipsa rămâne numai Ierusalimul, care avea temeliile pe stâncă. O casă când o facem, o familie când o întemeiem pe posibilități omenești, aceasta nu va rezista.
O biserică când o întemeiem și punem temelia pe posibilitățile noastre omenești, pe oamenii care ne ajută, oamenii care ne susțin, biserica aceasta nu va rezista. Temelia bisericii trebuie pusă în Hristos, trebuie pusă în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Nu mai vorbesc de nisip, mergem în Luca și spune așa: omul înțelept, cel chibzuit, a sepat, a dat pământul la o parte și a ajuns la stâncă. Pe nisip nu se zădește. Pe nisip nu recomand nimănui să zădească. Dar în Luca îmi spune că era stâncă și stânca era acoperită cu un pic de pământ. Care-i pământul ăsta care acoperă stânca și pe care noi trebuie să-l dăm la o parte? Dacă am spus că stânca este cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus spunea în Marcu, în capitolul 7, versetul 8 și versetul 13: și ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu în folosul datelor și obiceiurilor voastre. Iar în versetul 13: și ați desființat cuvântul lui Dumnezeu. Unii desfințează cuvântul lui Dumnezeu, cei drept o fac frumos, că dacă ar face urât, nu le-ar place la mulți din adunare. Dar așa avem noi o înțelepciune firească, desfințăm cuvântul lui Dumnezeu frumos, ca să placă la tineri, să placă la adunare, să placă familiilor. Dar am desfințat, asta înseamnă datini și obiceiul. Dragii mei, o căsătorie când se face, nu trebuie făcute pe obiceiurile vreme. Aduceți-vă aminte de ce a pățit Iacov, când a slujit pentru femeia visurilor sale și dimineața au văzut că e soră, sau aceea că de 8-3 mani și că nu-i plăcea de ea. Și vine la bani să justifică: în părțile noastre așa sunt obiceiurile. N-are voie fata mai mică să se mărite înainte la cea mare. Atâtea obiceiuri avem la nuntă și noi, acolo în Bucovina noastră conservatoare, dar mă gândesc câte ori fi aici, prin Portland, la starea asta de bunăstare care v-a dat-o Dumnezeu. Nu zidim casa, nu întemeiem familia pe obiceiurile noastre. Noi trebuie să o punem pe stâncă, adică pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu vorbesc de alte obiceiuri în care se poate zidi biserica. Vreau să ating două lucruri. Eu nu știu exact ce este aici, dar voi o să-mi spuneți la urmă. În Ieremia, capitolul 10, versetul 3, spune: obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Și se referea la închinarea la idol. Dar eu vorbesc de un alt obicei și vorbesc tare repede. Eu și așa sunt moldovean care vorbesc repede, vă rog, ascultați-mă. Era fratele Răuț Vasile, un predicator extraordinar care l-a cunoscut, plin de înțelepciune, dar era un pic bâlbâit. Și merge la Sfântul Ilie și vorbește 5 minute și nu înțeles nimeni nimica. Și la urmă spune: fratele Șerban m-a rugat să nu mă bâlbâi. Am încercat, dar mă bâlbâi mai tare. Așa mi-e vorba, eu vorbesc un pic mai repede. Fiți atenți ca să înțelegeți că eu nu predic mult. Un obicei. Spune în Evrei, capitolul 10, versetul 25: să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul. Aveți obiceiul ăsta? Când se face o rânduială în adunare, când se pune baza Evangheliei în slujirea bisericească, dacă la unul nu-i convine, dacă la unul nu-i place, el nu mai vine la adunare. Și trebuie să meargă comitetul, și trebuie să meargă păstorul, și să spune: hai să mai negociem, frate, hai că poate facem cum ai spus dumitale, hai mai lași dumitale de la matale, mai lăsăm noi, nu mai vină la adunare. Când pui rânduiala bisericească pe obiceiul unora de a o părăsi, de a face pretențe și mofturi, biserica aceasta nu e zidită pe cuvânt, e zidită pe pământ, pe datin, pe obiceiul. Aș dori ca obiceiurile astea să nu fie aici în adunare. Și vă întreb, că chiar nu știu, mai aveți obiceiul să părăsiți adunarea? Mai aveți obiceiul să lipsiți de la adunare? Eu am o predică lungă, de un ceas, numai de prezență la adunare. Și poate v-ar trebui și vouă, dar nu predic asta. Hai să vorbesc de un alt obicei. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11 cu 16: dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Aveți obiceiul să vă certați? V-ați mai certat în adunare? V-ați mai certat la comitet? V-ați mai certat că chiar nu știu? Iertați-mă, nu știu și nu întreb niciodată de nimeni cum e la voi în adunare când mă duc. Dar sunt adunări în care există obiceiul de a se certa. Când pui rânduiala unei biserici
Pentru acela care bate mai tare cu pumnul, care știe să se certe mai bine, să-și impună punctul lui de vedere, asta e biserică pusă pe pământ, îi pusă pe obiceiul certurilor de cuvinte și de partide. Aș dori să dăm obiceiul ăsta la o parte, să nu mai avem obiceiul să ne certăm în adunare, și temelia să o punem pe Sfânta Scriptură. Amin? De fapt, cine se ceartă? În 1 Timotei, capitolul 6, spunea acolo... Unii nu se țin de învățătura sănătoasă și au diferite obiceiuri acolo, din care se naște certurile de cuvinte. Cine sunt aceia care dau naștere la certuri de cuvinte? Spunea Apostolul Pavel lui Timotei așa, sunt plin de mândrie. Știți cine se ceartă în adunare? Aia smeriți nu se ceartă, vă spun eu. Aia care sunt mândri, care sunt orgolioși, care nu vor să cedeze, care nu vor să piardă, care vor să se impună, ăștia se ceartă. Ciocniri de vorbe, exact cum s-ar ciocni două mașini, am spus eu, cum ar fi un accident. Știți care șoferi fac accidente? În primul rând fac ăia mândri. Sunt niște copii din ăștia, dacă Doamne ferește l-am depășit, păi el mă blițează, mă depășește pe dreapta, pe stânga, că el e teribil cu mașina lui. Și trag pe dreapta, liniștit, du-te omule în pace. Eram în Suceava, la o intersecție, un drum cu prioritate. Iar unul lateral fără prioritate. Orașul foarte aglomerat. Iar cei fără prioritate, unul forțat un pic ca să intre și el în arteria principală. Și o mai încercat și al doilea. Și cineva l-a blocat, o coborând jos, a început să-l înjure. Șoferul ăla vinovat. Dar a intrat încet, o da geamul în jos. Când a văzut că în jură, o ridica geamul sus. La care șoferul era din Ucraina, un bărbat voinic a pus pumne, așa și când o tras un pumn la ăla în parbriz, o sări parbrizul. Eu tras un pumn în capot, o sări cu apauta. Și mă uitat la șoferul ăla pe gubaș. Era un frate păstor. O băgat în viteză și o plecat fără să spună nicio vorbă. El nu știe că a fost văzut, dar a fost apreciat. Știți cine produc certuri în adunare? Oamenii mândri întotdeauna, ei șoferii ăștia care fac accidente în circulație. Uitați-vă dumneavoastră, era o ceartă odată când Abner s-o certa cu Ioab și a spus să nu ne batem noi, hai să se bată tinerii ăștia aici, vă rog să fiți foarte atenți. S-au ridicat 12 cu 12 și au murit 24 de tineri acolo, junghiindu-se unul pe altul. Și Abner i-a spus, Ioab, multa să spui și e sabia între mine și tine. Nu știi că la urmă va fi amar? Când se bat căpeteniile, când se bat comitetul, când se bat păstorii, când se bat predicatorii, când se răstoarnă unul pe altul de la învor, ne mor copiii, ne mor tinerii. Noi avem copii inteligenți și prea buni pentru certurile noastre să mai vină la adunare și să spun, du-te măi băiete la adunare, hai îmbracă-te și el spune, ce se vă la adunare? Cum vă contraziceți unul pe altul, cum vă certați unul pe altul? Când se ceartă căpeteniile, întâi mor tinere. Aș dori ca Domnul să unească căpeteniile din adunarea asta, să unească toți păstorii, tot comitetul și tinerii copiii noștri să vadă noi unitate. Numai cei mândri se ceartă în adunare. A încercat un proroc să se certe cu altul, un proroc fals, Hanania, se duce la poarta cetății în public și îi spune Ieremia, așa vorbește Domnul, peste 2 ani uneltele case Domnului vor fi aduse înapoi. Și Ieremia spune, amin. Nu ceartă cu Ieremia. Încă i-a luat jugul, l-a trântit jos, l-a sfărâmat. Și Ieremia spune cuvântul Domnului și Ieremia a plecat acasă. Măi, dacă vrea cineva să se certe cu tine, du-te acasă. Spune, rămâi cu Domnul Iisus și du-te acasă, că așa câștigi. Dar asta o face numai cel umilit, numai cel smerit, numai cel care nu vrea să-și impună el punctul de vedere. Păi neamul meu, slujba mea, timpul meu, familia mea. Șoferii mândri fac accident. Și apoi știi cine mai face accident? Spune, și nu știu nimic. În România era o boală. Veneau frații din, nu din America, nu. Veneau din Italia, din Spania și dau 100 de euro și lua permis. Că n-avea timp să învețe. Regulamentul era o taină mare pentru ei. Un pic trebuiau să meargă pe dreapta, își cumpărau mașină și când vedeau o intersecție, deja un indicator cu vârful în jos, el spune, acum trebuie să mă bag. Și se băga și făcea accident. De știi cine se ceartă? Cine face accidente, șoferii care nu știu. El nu e mândru săracul, dar el nu știe. Eram o dată în adunare, s-a ridicat un frate și așa m-a certat de tare, că voi faceți așa, că tu ai făcut așa, cu uite fratele la săracul, și tare m-a certat.
am dat pace, la urmă, noapte după ca frate, mă, tale, ești cam un tată. Uite să spun cum a fost, uite așa am fost, uite așa am fost. Uite. Spune, a, pe eu n-am știut. Dar bine că ai știut, întâi să te cerți în adunare și la urmă încă se enin, așa, eu n-am știut, eu altfel am știut. Știi cine se ceartă în adunare? Oameni care nu știu multe lucruri. El prinde o vorbă, îi atâțat de cineva, îi montat, cum spunem noi, de altceva, se ridică în picioare, se ceartă în adunare și nici el nu știe ce vrea. Domnul să ne dea pocăință și în privința asta. Și apoi cine se mai ceartă? Șoferii bolnavi fac accidente. Spune că ba încă au boală. Ăsta nu-i nici mândru, știe și regulamentul, dar are daltonism. El nu vede la semafor când e verde, când e roșu. Și când pune semaforul pe roșu, el trece, se gândește că ar trebui să treacă. Ei bine, sunt în adunare oameni care au boala cercetărilor fără rost. Ce certuri fac oamenii ăștia? Când își aduce aminte acum 20 de ani, când eram noi la început, știi ce ai spus tu? Știți când au fost alegerile acum 10 ani, cum o boala cercetărilor fără rost, din care se nasc zadarnicile ciocniri de vorbe. Să ne dea Domnul pocăință, amin? Când puneți temelia biserice, nu o puneți pe obicei, nu o puneți pe pământ. Nu desfințați cuvântul lui Dumnezeu. Luați, dar la o parte pământul, obiceiurile astea de a părăsi adunarea, de a ne certa și alte obiceiuri care le arată Scriptura și puneți temelia bisericii pe stâncă, adică pe cuvânt. Doamne ajută-ne asta. Cum se pune temelia? Evrei 6, prin pocăință. Să lăsăm adevărul începătoare, să mergem pe cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței. În temelia asta care trebuie să o punem noi, trebuie să punem pocăință. Doamne ajută-ne la asta. Știți, pocăința sunt lucruri începătoare. Eu sunt de la țară, locuiesc acolo, lucrez pământul, agricultură, vite, îngrajd. Și s-a pocăit la noi o femeie și a venit la adunare cu mărgele, cu cercei, așa ca în societate. Și a văzut că nu-i nicio soră așa ca dânsa și a întrebat pe una, dar la voi la pocăiți nu se poartă mărgele, cercei? Am zis că nu, astea nu. Biblia spune 1 Timotei capitolul 2, versetul 9, nu cu aur. Păi dacă Biblia spune nu cu aur și eu vin cu aur, ca al cuvântul. Și femeia asta a înțeles, o dat toată, a doua duminică smerită, umilită, a venit la adunare. La noi a venit un frate patron, sponsor la o echipă mare de fotbal. Are peco, are multe. Și l-a chemat Dumnezeu la pocăință. Și s-a lipit de un frate și a spus, măi, la voi la pocăință e voie cu televizoare? Și fratele a spus, nu, eu cel puțin în biserică nu știu nicio familie care să aibă, că nu-i bun. Și vă spun aici că nu-i bun. Și fratele acela îmi spunea mie, băi frate, dragul, eu în toată camera avem televizor și iartă-mă, dar aveam și la baie, dacă era un meci de fotbal să nu pierd o fază. Aveam plini televizoare. Dar dacă voi mi-a spus că nu-i voi, eu ne-am scos pe toate afară, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt, El predică Evanghelia. Acum pe temelia asta pocăința am pus primul rând, faptele începătoare ale pocăinței și am zidit un rând. Și apoi urmează catecheză și urmează botezul în apă și urmează botezul Duhului Sfânt și urmează darul și urmează multe și ani de predici. Și mi se pare curios, vă întreb, lucrează careva în zidărie, îi zidare cineva aici? Spuneți-mi dumneavoastră, după ce ați pus primul rând de cărămidă și ați mai clădit 10 deasupra, pe primul rând îl scoateți afară? Dar n-ai cum să-l scoți afară. Dar eu vă când pocăință să scoate primul rând afară și toate lucrurile la care am enunțat la începutul pocăinței, una câte una le aducem înapoi. Dumnezeu să ne ajute să rămânem pocăiți. Știi când poți scoate primul rând? Când ai făcut casa din paie, din trestie, atunci iei cât vrei și pui cât vrei. Dar cine o zidit aur, argint, pietre scumpe, nu se poate. Fraților, în temelia asta trebuie să punem dragoste, credință, dărnicie, 1 Timotei 6 cu 19, eu închei predica aici. Poate felul meu par un pic dur, nu sunt dur. Vă mărturisesc cu toată sinceritatea, vă vreau cu gelozie în raiul lui Dumnezeu. N-am venit după bani, stați liniștiți, n-am venit nici să-mi fac reclamă că nu-mi trebuie, dar eu poi mâni plec acasă și vreau să pot dormi liniștit, că v-am spus ce trebuie să vă spun. Puneți temelia bisericii pe Scriptură, puneți temelia bisericii pe cuvântul lui Dumnezeu, dați la o parte obiceiurile astea care le aveți, de a face mofturi, de a nu mai veni la adunare, de a vă certa. Puneți temelia pocăință, dacă e cazul, după ani de pocăință și Duhul Sfânt să ne ajute. Sunt lucruri care nu ni sunt îngăduite aici, eu trebuie să închei predica. Dar lucruri care nu ne sunt îngăduite aici, ne vor fi îngăduite dincolo. Știți că Moise nu a avut voie să intre în țară?
și sta pe vârful muntelui Pisga, privea toată țara de la Dan până la Beersheba și a spus, Doamne, lasă-mă să intru. Și Dumnezeu i-a spus, destul, nu! Și a murit acolo pe munte. Dar în poezia recitată spunea că și Ilie și Moise erau în țara lui Israel, ce nu ne-a îngăduit în viață, ne va fi îngăduit în viața de dincolo. Nu putem să mai stau, eu închei predica, dar vă promit că am să mă uit după voi în rai. Prin îndurarea Dumnezeu, eu cred că voi ajunge în rai. La marea sărbătoare să nu lipsească niciunul. Să știți că pe pământ vor veni încercări. Venirea Domnului este foarte aproape. Acolo în Bucovina noastră, prin proroci veritabil, Duhul Sfânt strigă din ceas în ceas că vin necazuri, vine încercarea credinței și că vine Domnul. Vom sfârși cu pământul ăsta. Avem dorință la marea întâlnire, acolo pe nori, să fim cu toți, amin? Am făcut la Timișoara armata pe un platou, dimineața 2000 de soldați se adunau. Să cânta marșul și venea comandantul și toți îi dăm onorul. Eu m-am gândit ce va fi când tot pocăiții din America și din România se vor strânge la oaltă și se va cânta cântarea aceea minunată. Doresc să fii acolo tu, soția, copiii și întreaga adunare.